Îi se spune boala cu multe fețe, iar în România au deja aproximativ 1 milion de persoane. Bronhopneumopatia obstructivă cronică, sau mai pe scurt BPOC, este înșelătoare, căci poate fi ușor confundată cu astmul bronșic. Specialiștii atrag atenția că fumatul și poluarea sunt principalii factori de declanșare a afecțiunii. Depistarea precoce este importantă pentru că, netratată, boala duce la scăderea capacității respiratorii, invaliditate și moarte prematură. În lume sunt peste 300 de milioane de oameni cu BPOC, boală care ar putea fi tratată dacă ar fi diagnosticată din timp. Cei mai afectați sunt fumătorii sau foștii fumători și care au, în general, peste 40 de ani. De asemenea, sunt expuși cei care au lucrat într-un mediu cu fum, pulberi și noxe. Am fumat mult, de un an nu mai fumez. Și de când nu mai fumați, cum vă simțiți? Bine, nu tușesc, nu m-am, dar să fac un control. O investigație extrem de importantă pentru depistarea bolii este spirometria. Este un test simplu și nedureros. Suflă, 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 trage aer și scoate. Testul cu spirometrul durează doar 2 minute și oferă informații importante despre sănătatea plămânilor dumneavoastră. Pentru o analiză gratuită care mi se pare utilă pentru oricine să o facă. Fie că este fumător activ, fie că e fumător pasiv. Boala cu multe fețe include două afecțiuni conexe, bronșita cronică și emfizemul. Unul din 10 români are bronșită cronică, iar 40% dintre ei ajung să fie depistați și tratați. Sunt oameni care au valorile normale, dar ei totuși vin să controleze, să fie sigur că totul este în regulă. Apare cu tuse dimineața, tuse care de multe ori este cu expectorație și cu o gâfâială care se instalează în timp. Această gâfâială devine de multe ori acută și pune probleme noaptea sau ziua în momentul în care apare o infecție. Deși dă o senzație de sufocare, afecțiunea nu trebuie confundată cu astmul bronșic, care apare la copii și la persoanele de până în 30 de ani. Medicația principală se axează pe bronhodilatatoare. Toate sunt sub formă de spray-uri. Pacientul român acceptă greu aceste spray-uri, este obișnuit cu tablete. Potrivit specialiștilor, în mai puțin de 3 ani, BPOC va deveni a treia cauză de deces în lume, depășind alte afecțiuni precum diabetul zaharat sau hipertensiunea arterială. Medicii recomandă un stil de viață sănătos, renunțatul la fumat și pe cât posibil să stăm departe de mediile poluate.